Noi românii cred că am inventat televizorul cu comandă vocală. Că te așezai pe canapea și uita taică-tu la tine. Du-te, bă, dă drumul la televizor. Da, uleu, te duceai, avea un switch, un buton, o chestie. Bă, ziceai că dai drumul la barajul vidral. Deci era, mai ține minte, cu două mânuțe la început, când eram mic, nu puteam. Trebuia să-l împing așa. Și auzea un clink în om. Mă duceam înapoi pe canapea, n-apucam să mă așez. Că zicea, du-te, dă pe doi, că pe unul nu-i nimic. Da, sigur. Erau 6 butoane, le țin minte că așa cum... Nu știu de ce, că erau 3 programe, 2 ale noastre și Bulgaria, atât. Apăsam pe 2, când veneam înapoi, n-apucam să mă așez, că dă mai tare, că bă, nenică. Eu cred că un copil din România a inventat telecomanda, a zis, ia stați! Tot mă joc la Palatul Pionierilor cu diode și cu aia. Să inventez o chestie, să